Poate reprezenta o mare capcană în această viață să vorbești toată ziua bună ziua despre Dumnezeu, despre conștiință, despre adevăr, despre libertate, despre sine, sinele absolut și tot așa. Dar, în același timp, toate aceste vorbe, în realitate, să reprezinte o scuză pentru ca tu să nu trăiești viața aceasta. Îți creezi așa, îți delimitezi un perimetru, acela este perimetrul tău spiritual, iar viața este cumva lăsată acolo undeva, pe locul doi, și nu este trăită. Rezultatul este că omul respectiv nu își mai duce la îndeplinire îndatoririle pe care le are pe acest pământ. Locul de muncă este negat, poate creșterea copiilor este omisă, educația. Trebuie să mergi până la magazin, dar nu îți vine să faci lucrul acesta și tot așa. Mă refer la toate lucrurile care apar într-o zi și care cumva sunt negate doar pentru ca tu să stai în meditație sau în rugăciune. Aceasta poate fi o mare capcană. Când te pui în meditație, când te pui în rugăciune, când faci practica ta spirituală, oricum s-ar numi ea, oricum ar arăta ea, fii total acolo. Apoi s-a încheiat, s-a încheiat acea oră, acele ore dedicate acestui lucru, minunat. Apoi pășești mai departe în viața ta și ești total acolo, și folosești terminologia, folosești acei, acele vorbe care se aplică momentului și spațiului în care te afli. Nu prea merge să te duci să iei o pâine și să spui: Dați-mi și mie acea pâine de pe raftul de sus, acea pâine divină care s-a născut din însăși sursa acestui univers. Nu e nevoie să faci lucrul acesta. Dați-mi apoi, ne cât costă atât. Bun, în regulă, mulțumesc. O zi frumoasă să aveți. Se poate recunoaște imediat această rigiditate care, în aparență, este foarte spirituală. Cum se excluzi viața din ecuație? Ce spiritualitate este aceea care exclude viața din ecuație? Nu are cum să fie ceva complet, nu are cum să fie ceva integral. Verifică, sesizează dacă faci aceste lucruri în viața ta și poți să le vezi sau poți să nu. Poți să te minți. Să spui că doar Dumnezeu există, doar conștiința există și tot așa, bun, dar faptele tale ce spun? Te comporți ca și cum doar Dumnezeu există? Dumnezeu este viața și viața este Dumnezeu. Cele două nu sunt separate. Niciodată n-au fost. Separarea se produce prin intermediul gândirii noastre. Așa că toate aceste concepte spirituale care vin în fiecare zi peste tine și pe care mai apoi tu le rumegi și, într-un fel sau altul, le gândești, le însușești și tot așa, dă la o parte. Ce rămâne? Ce rămâne când dai deoparte toate lucrurile în care tu credeai? Ce rămâne aici, viu? Vei mai putea să îl indici pe undeva, pe Dumnezeu în afara ta? Mai există în afară sau înăuntru? Ce rămâne? Verifică lucrul acesta, dacă se aplică în viața ta, și apoi se încheie materialul. Continuă-ți viața, fi prezent acolo unde ești, făcând. Ceea ce faci total, dedicat, asumat. O zi superbă să ai în continuare.